Povestește cu Dumnezeu când ești tulburat. Nu mai povesti cu oamenii. Nu mai forwarda mesajele alea calomniatoare. Nu mai trimite la alții. Nu mai da click pe videoclipul ăla care calomnează pe cineva. Nu-ți înmagazina în minte povești. Tu căuta o resursă în care să refuleze mintea ta, vorbele tale, gândurile tale. Nu căuta un om. Nu-l fă Tom Beron, te rog. Nu-i revărsa mânia altuia. Mai departe, mai departe. Așa zis, așa zis. Oprește-te. Singurul om cu care poți vorbi, un pastor sau un presbiter, când mergi cu garda jos, n-ai pretenții, n-ai ideea că tu controlezi discuția, ci Dumnezeu o controlează. Și îți vergi focul în prezența lui Dumnezeu în mărturisire, care este pur confidențială. Nimeni nu are voie să o afle.